Acesta este proiectul nostru Be Positive. Eu sunt Ioana, managerul, iar aceștia sunt colegii mei care vă vor prezenta site-ul. Multă lume, în general, vizionează un singur tip de filme sau ascultă un singur gen sau tip de muzică. Nu vor să asculte altceva pentru că nu știu de unde să înceapă și de obicei nici nu mai ascultă deloc, tocmai din motivul ăsta. Pentru a rezolva această problemă, site-ul nostru oferă variate sugestii, opțiuni muzicale, astfel încât de fiecare dată când intrați pe site-ul nostru, puteți asculta ceva interesant și vă puteți construi astfel o părere despre un gen de muzică pe care obișnuiați să-l evitați. O altă problemă poate apărea atunci când vrei să vizionezi un film, în schimb nu știi exact ce vrei să vezi, nu știi ce să alegi. Să-ți răsfăști o listă e destul de plictisitor și monoton. Așa că se pierde și foarte mult timp cu asta. Știu ce zici și de aceea site-ul nostru oferă sugestii distribuite pe sentimentul ales și ne propunem astfel să rezolvăm problema amânării pe care majoritatea dintre noi o întâmpinăm atunci când avem de fixat ceea ce este cu adevărat important dintr-o listă. Și totuși cu toții avem acel moment când nu știm, nu ne simțim noi înșine, avem o problemă și vrem să găsim ceva care să ne facă să evadăm din zona cotidiană, să uităm de problemele noastre. De aceea, noi am considerat cărțile ca fiind cea mai bună modalitate de a evada din realitate. Cu toate astea, o carte bună este destul de greu de ales sau de selecționat câteodată. De aceea, noi am avut grijă la crearea site-ului să recomandăm doar cărți care sunt... Să se plieze pe cum te simți tu în momentul respectiv. Pe starea dumneavoastră de spirit. Îmbunătățindu-o. Totuși să vedem cum funcționează site-ul ăsta. Primul pas este înregistrarea. Utilizatorul trebuie să-și introducă numele, prenumele, vârsta, adresa de e-mail și parola. După aceea se poate autentifica. După autentificare, el trebuie să aleagă una dintre cele 5 stări de spirit și va primi sugestiile noastre. Dacă este interesat de una dintre sugestii, poate apăsa pe imagine pentru mai multe informații despre aceasta. La pagina de profil, el poate găsi unele din informațiile introduse la înregistrare și își poate alege un avatar random. Iar această pagină conține informații despre echipa noastră. Unde e motanul meu? Și uitați un utilizator foarte mulțumit. Și a găsit și ce vrea. Totul a pornit de la ideea de a face un site care să îți creeze o stare pozitivă. Așa că am încercat să ne imaginăm cum v-ar plăcea vouă să arate un site ca acesta. Așa că am învățat să facem design utilizând Photoshop și Illustrator și am creat un logo care să ne reprezinte. Însă partea cea mai dificilă a fost cea de implementare, fiind nevoit să învățăm HTML, CSS, PHP și MySQL. Tot ce am învățat la liceu a fost C++, care, din păcate, nu ne era foarte util. Testerul ne-a ajutat și el foarte mult, ne-a arătat ce erori sau probleme a avut site-ul. Au apărut dificultăți și în găsirea unui domeniu și în generarea aleatorie a opțiunilor. În prezent, site-ul conține peste 600 de opțiuni de filme, muzică și cărți, care sunt potrivite pentru cele 5 stări propuse de noi. Dar, desigur, că putem adăuga mai multe opțiuni oricând.
Ce putem îmbunătăți? Putem insera o poză de profil. Avem un domeniu, deci este online. Putem să le dăm posibilitatea de a utilizatorilor de a avea un chat. Și tot ce este acolo. Sync cu social media. Vă mulțumim!